Suntem pe șantierul viitoarelor secții TBC ale Spitalului Clinic de Urgență Arad. Este vorba de o construcție nouă, în valoare de aproximativ 15 milioane de lei. O lucrare care trebuie executată deoarece, așa cum se cunoaște, județul Arad are un deficit major în ceea ce înseamnă patrimoniul propriu destinat infrastructurii spitalicești, astfel că în momentul de față secțiile TBC își desfășoară activitatea într-un sediu impropriu pentru cazarea pacienților și în același timp un sediu care a fost retrocedat și pe care plătim chirie. Această lucrare se execută integral din banii Consiliului Județean. Până în momentul de față, Ministerul Sănătății nu a alocat nicio sumă pentru realizarea acestei investiții. Cu toate acestea, noi spunem că la începutul anului viitor, 2015, vom avea secțiile TBC date în folosință, astfel încât pacienții care, din nefericire, sunt afectați de această boală, vor putea să fie tratați în condiții excelente și, în același timp, conferim și personalului medical atributul necesar ca să poată să desfășoare activitatea în condiții normale. Trebuie să menționez că acest spital este realizat la standarde europene. Toate circuitele și toate dotările sunt de ultimă generație și pot să spun că în momentul de față considerăm că este unul din cele mai moderne spitale TBC din România.